Trebuie să cântăm din toată inima ca să acoperim sunetul florii. Știți, în Ioel 2 ne este prezentat un tablou uimitor al unui popor care știe locul, știe ce are de făcut și o face cu toată puterea. Așadar și noi trebuie să cântăm din toată inima. Ploaia ne stă împotrivă, zgomotul ei, de aceea cine dorește veniți mai aproape și haideți să facem un cor foarte, eu de aici foarte, foarte puțin v-am auzit. Dacă cineva are o propunere, și trebuie să propuneți tare ca să aud. 74. Mai este aici o carte de cântări, cine nu are. Vă rog, haideți să o folosim ca să cântăm din toată inima. Mircea, hai. Imnul 74. Cine ca Iisus mai poate? Thank you.
Amin. Să ne ajute Dumnezeu să-L cântăm tot timpul. Da. Da. Încă o propunere. Nu știu dacă a spus cineva, eu n-am auzit nimic. 44. Tată iubit, te adorăm, da? Imnul 44 și vă invit să ne ridicăm în picioare. Tată iubit, te adorăm. Ca să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, vă invit să ne plecăm pe genunchi pentru rugăciune, cei care pot. Neprihănitule Tată, aceste suflete care suntem în acest loc, care însetează după neprihănire, neîmpiedicați nici de ploaie, nici de întuneric, venim înaintea Ta în acest loc. Să te rugăm ca Tu să revești Duhul Tău cel Sfânt. Tu cunoști fiecare inimă, cunoști fiecare nevoie, fiecare bătălie care se dă, mângâie Tu, condu Tu, Doamne, spre pocăință pe fiecare, Tu știi ce avem cea mai mare nevoie. În numele Lui Iisus, smeriți, ne predăm în mâinile Tale și predăm și vorbitorul din această seară, cuvintele care El va rosti, ne dorim să fie direct de la Tine pentru noi. În numele neprihănita lui Iisus Hristos ne-am rugat. Amin.
Okay, so we added a few members to the group, and there's a problem with the piano and the pedal, so if it doesn't come out perfect, it's not our fault. Bună seara. Good evening. Înainte să începem, aș vrea să fac două anunțuri. Before we can start, I just want to give these two announcements. Primul, s-a găsit o cheie la bucătărie. Și dacă o cunoaște cineva, o recunoaște. The first thing is that somebody has lost his keys. Number 7. Este cu numărul 7 pe ea. Number 7. If somebody has lost the key. Dacă cineva o recunoaște, să vină la mine să o ia. So you can come and be able to take it from us. Și al doilea anunț este că mâine probabil nu vom merge la Huedin, o să amânăm acea ieșire. For tomorrow we are supposed to go and give out books, but we might not go tomorrow because it's 75% that it's going to rain. Okay, pentru că probabil o să plouă. So it's going to rain. So we can go tomorrow, so we will move it to the day after tomorrow. Nu o să putem merge mâine, deci o să o mutăm pentru joi. So before we can get into our message in this evening. Înainte să începem mesajul nostru în seara aceasta. We are going to pray. O să ne rugăm. But before we pray, we just want to say thank you to the girls. Dar înainte să ne rugăm, vrem să le mulțumim fetelor.
I'm happy the group is growing. Mă bucur că grupul crește. I'm sure by the end of the camp all of us will be here in the front. Cred că la finalul taberei toți vom fi aici în față. And we'll finally have our 144,000. Și să avem acei 144,000. So I want to say to you, my brothers, my sisters. Deci vreau să vă spun, frați și surori. Before we can enter into this lesson, we want to pray. Înainte să începem lecția de astăzi, vreau să ne rugăm. And after praying, we'll ask the Tuckley twins to come and sing. Și după ce ne rugăm, le rugăm pe gemenele Tuckley să vină să cânte. And then after they have sung, we'll just get inside our lesson in this evening. Și după ce vor cânta, vom începe lecția. Shall we pray? Să ne rugăm. Our kind and loving Father. Tatăl nostru iubitor. We thank you for allowing us to come together. Îți mulțumim că din nou suntem împreună. And that we can be able to study your word together. Și că putem studia cuvântul tău. Please, Lord, may you put our minds together. Te rugăm, Doamne, să ne aduci aici într-un singur gând. And train us for heaven. Și să ne pregătești pentru cer. Do not let the men speak, but may you please speak, Lord. Te rog, nu lăsa omul să vorbească, ci tu să vorbești. And I'm praying also for the translator tonight. Mă rog și pentru traducător în această seară. May you please clear her mind, clear her thoughts and clear her mouth. Te rog să-i curezi tu mintea și gura. So that the message may be very clear. Pentru ca mesajul să fie foarte clar. We would want to hear you speaking to us. Vrem să te auzim pe tine vorbindu-ne. Give us your Holy Spirit. Dă-ne, te rugăm, Duhul Sfânt. And grace us with your presence. Și prezența ta. In the name of our Lord Jesus Christ, numele lui Iisus Hristos, ne rugăm. Amen. Amin. Good evening. The song we're going to share is called I Believe in a Hill Called Mount Calvary. Where would we be without the cross? I believe on the hill called Mount Calvary. I believe whatever the cause. And when time has surrendered and the earth shall be no more, I'll still cling to that old rugged cross. I would want to say we thank the Lord for the Tuckley twins for the message that they have given to us in this evening. Mulțumim Domnului pentru mesajul oferit de către gemene. Which says I believe. Care spune cred. On the hill called Mount Calvary. On the hill or the mountain called Calvary. Cred în muntele numit Calvarul. I believe in whatever the cost. Cred în oricare fi costul. When the time is gone. Când timpul a trecut. And the earth shall be no more. Și pământul nu va mai fi. I will still cling to that old rugged cross. Încă o să mă agăț de acea cruce veche. In other words, the message is that I am going to still believe in Jesus Christ. Cu alte cuvinte, încă voi crede în Iisus Hristos. I want to say to you in this evening. Vreau să vă spun în această seară. Good evening. Bună seara. We thank the Lord that we are here together in this evening. Mulțumim Domnului că suntem aici în această seară. Our lesson for this evening. Lecția noastră pentru seara asta is actually a continuation of the lessons that I have been giving.
Este o continuare a lecțiilor pe care le-am început. You know, normally I don't even know when I'm supposed to be speaking. Normal, nici măcar nu știu când trebuie să vorbesc. I'm just told, okay, now you are now going to speak. Dar mi se spune, acum trebuie să vorbești. My elders here, they also know the same thing. Fratele de aici știe că e la fel lucru, același lucru pătesc. Sometimes you are just told, okay, in the next few minutes, go and speak there. Uneori se spune, în câteva minute trebuie să mergi și să vorbești acolo. But we still have got to obey. Dar trebuie să ne supunem. But the good news about it is this. Dar veștile bune sunt acestea. We are going on our way to heaven. Suntem pe calea către cer. And I would want to say to you, my brothers, my sisters. Și vreau să vă spun, frați și surori. Heaven is going to be a beautiful place. Cerul va fi un loc frumos. It's going to be a place where we will never regret that you have gone there. O să fie un loc în care niciodată nu o să regretăm că am ajuns acolo. And so, what we are doing is that we are preparing ourselves to get to heaven. Deci ceea ce facem este să ne pregătim pentru a ajunge acolo. The sermons that we preach. Predicile pe care noi le predicăm. The sermons that our brothers have preached. Predicile pe care ceilalți frați le-au predicat. The sermons that we listen to. Predicile pe care noi le ascultăm. Are only discussions that we make as we are heading towards heaven. Sunt doar discuții care ne îndreaptă către ceruri. I want us to understand this. Vreau să înțelegem acest lucru. Standing in front of the people. Să stai în fața oamenilor. Does not mean that you have already reached there. Nu înseamnă că deja ai ajuns acolo. But standing in front of the people. Dar să stai în fața oamenilor. Means making a commitment that I'm on my way to heaven. Înseamnă să faci un angajament că sunt pe calea către cer. And the reason why you've come to this camp. Și motivul pentru care ați venit la această tabără. Is simply because you are also on your way to heaven. Este acela că sunteți și dumneavoastră pe calea către cer. Amen. Amin. But now how shall we make it to heaven? Dar cum o să ajungem acolo? Let me underline some few things that are very important. Să subliniem câteva lucruri foarte importante. Number one. Numărul 1. No sinner shall go to heaven. Niciun păcătos nu va intra în cer. Please. Vă rog. Remember that. Să vă amintiți acest lucru. No sinner shall get to heaven. Niciun păcătos nu ajunge în cer. So, if this is the case. Dacă așa stau lucrurile. That no sinner shall go to heaven. Că niciun păcătos nu ajunge în cer. It tells me that sin is one of the greatest problems that God has faced in the universe. Înseamnă că păcatele sunt unul dintre primele probleme pe care Dumnezeu le are în univers. And as a result, if sin is the greatest problem. Și dacă păcatele este cea mai mare problemă. And the sinner will not go to heaven. Și păcătosul nu merge în cer. And we have studied together that you are a sinner because you sin. Și noi am studiat împreună că ești păcătos pentru că păcătuiești. You are not a sinner. Sorry, you don't sin because you are a sinner. Și nu păcătuiești pentru că ești un păcătos. But you are a sinner because you sin. Și păcătuiești pentru că Okay, let me go back again. Să repetăm. Because this is very fundamental. It's very important. E foarte important acest lucru. We are sinners. Suntem păcătoși. Because we sin. Pentru că păcătuim. Is that clear? E clar. We are sinners. Suntem păcătoși. Because we sin. Pentru că păcătuim. We don't sin. Nu păcătuim. Because we are sinners. Pentru că suntem păcătoși. Ați înțeles ceva? In other words, sin comes by choice. Cu alte cuvinte, păcatul vine prin alegere. Why is it important? De ce este important? There are four lessons that are supposed to be very important in our Christian walk. Sunt patru lecții foarte importante în umblarea noastră creștină. Number one, what is sin? Numărul 1, ce este păcatul? Number two, numărul 2, we normally say number one is the nature of sin. Prima este natura păcatului. And then number two is the nature of man. Și al doilea este natura omului. And then number three is the nature of Christ. Numărul 3 este natura lui Isus. And then number four, iar numărul 4 is actually victory over sin. Este biruința asupra păcatului. Why are these
important? De ce sunt acestea importante? Why? Because, let me tell you this. Dați-mi voie să vă spun. For you to become perfect, ca dumneavoastră să ajungeți desăvârșit, you need to be without sin. Trebuie să fiți fără păcat. And for you to be without sin, și ca să fiți fără păcat, you need to be like Christ. Trebuie să fiți ca Isus. And for you to be like Christ, și ca să fiți ca Hristos, you need to have victory over sin. Trebuie să aveți biruința asupra păcatului. And for you to have victory over sin, și ca să aveți biruința asupra păcatului, Christ has to be the first, the last and the best in everything. Isus trebuie să fie primul, ultimul și cel mai bun în toate. That's what you are supposed to be. Așa ar trebui să fie. Now my question is this: how shall we gain that position? Și întrebarea mea este cum ajungem să avem această poziție? What is sin? Ce este păcatul? Sin is the breaking of the law. Păcatul este călcarea legii. Not only that. Și nu doar atât. Sin by which God says you are condemned. Păcatul prin care Dumnezeu spune că ești condamnat. Is the sin that you make a choice of. Este păcatul prin care tu decizi. When the sin, când păcatul, that you have committed, pe care tu l-ai făcut, is actually when the sin that you have committed is actually what can I say? It has actually soiled you. Când păcatul acela este implantat în tine, însămânțat. Okay. Yes. Când păcatul acela te-a întinat, you need to be able to know where you find the salvation from. Trebuie să știi de unde găsești salvarea. And your salvation is in Christ. Și salvarea ta este în Hristos. But who is Christ? Dar cine este Isus? Who is he? Cine este el? And once you know who he is, și odată ce știi cine este el, we call him the Savior. Noi îl numim Mântuitorul. Why is he known as the Savior? De ce îl cheamă așa? Because the Bible says, pentru că Biblia spune, in the book of Matthew, în Matei, chapter 1:21, 1:21, it says that his name shall be called Jesus. Spune că numele lui va fi Isus. For he shall save people from their sins. Pentru că el va mântui pe oameni de păcatele lor. So we are looking at a Savior who is going to take us from our sins. Deci ne uităm la un Salvator care ne va lua păcatele. Why? Because no sinner shall get to heaven. De ce? Pentru că niciun păcătos nu ajunge în cer. So let's follow it. Let's follow. Just follow me here. Urmăriți-mă. Okay, for us to have the victory over sin. Pentru că noi să avem biruința asupra păcatului. It means after we have been saved from sin. Înseamnă că după ce suntem salvați din păcat, we have got to maintain that relationship with God so that you can live without sin. Trebuie să menținem această relație cu Dumnezeu ca să trăim fără păcat. Okay, let me explain what I'm saying. Să vă explic ce vreau să spun. She has been sinning. Ea a păcătuit. And then she comes to God. Și apoi vine la Dumnezeu. And she says, Lord, help me. Și spune, Doamne, ajută-mă. I cannot help myself. Nu mă pot ajuta singură. I want to walk with you. Vreau să umblu cu tine. But the sin has put a wall between me and you. Dar păcatul a pus un zid între mine și tine. Help me. Ajută-mă. And when she comes to Christ. Și când ea vine la Hristos. Christ says, Iisus spune, I love you. Te iubesc. I'm not going to leave you like this. Nu o să te las așa. In the first place. In the first place, rând, I'm going to remove your sin. O să ți îndepărtez păcatul. And then I'll give you my jacket. Și apoi să-ți dau haina mea. Which is going to be known as righteousness. Care este haina neprihănirii. And when I give it to you, și când ți-o dau, please remember to remain putting on me. Te rog să-ți amintești să te îmbraci cu mine. And then you walk with me. Și apoi vei umbla cu mine. Until the end of the world. Până la finalul lumii. I don't know whether you understand what I'm talking about. Nu știu dacă ați înțeles ce am vrut să spun. She is not going to be saved in her sins. Ea nu va fi salvată în păcatele ei. Because the Bible says. Pentru că Biblia spune. In the book of Romans chapter 3 verses 23. În Roman 3:23. The Bible says. Biblia spune. For all have sinned. Toți au păcătuit. And have come short of the glory of God. How many people have sinned? Câți oameni au păcătuit? All have toți sinned. Au păcătuit. And have come short of the glory of God. Sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. So when she sins, deci când ea păcătuiește, there is no glory of God. Nu mai are slava lui Dumnezeu. And when there is no glory of God, și dacă nu are slava lui Dumnezeu, it means there is a sin. Înseamnă că este păcat. And the sin, și păcatul, separates the man from God. Îl separă pe om de Dumnezeu. And no sinner
și niciun păcătos shall enter heaven. Nu va intra în cer. Is that clear? Este clar așa? So no sinner shall enter heaven. Niciun păcătos nu intră în cer. So for us to enter heaven. Deci pentru ca noi să intrăm în cer. Sin has to be taken away from us. Păcatul trebuie să fie îndepărtat de noi. And then we stop sinning. Și apoi să încetăm să păcătuim. You know, I'm trying to be saying this in a very simple way. Vreau să spun asta într-un mod foarte simplu. Sin has to be taken away from us. Păcatul trebuie să fie îndepărtat. And then we are taught to stick to sin no more. Și apoi suntem învățați să nu mai păcătuim. But for us to come to this position. Dar ca noi să ajungem în acest punct. We need to know what sin is. Trebuie să cunoaștem ce este păcatul. Sin. Păcatul. Is the breaking of the law by choice. Este călcarea legii prin alegere. And so the Lord says. Așa că Domnul spune. I have given each and every one of you. V-am dat fiecare dintre voi. The power of choice. Puterea deciziei. So whenever you sin. Deci de fiecare dată când păcătuiți. It is your own choice. Este propria voastră decizie. Because you want to sin. Păcătuiești pentru că vrei să păcătuiești. There is no excuse for sinning. Nu este nicio scuză pentru păcat. Because you choose. Pentru că tu ai ales. Is that clear, my brother, my sister? Este clar, frate și surori? Okay, if I decide to beat her up. Dacă decizi să o bat. I have decided. Eu am decis. It's not a mistake. Nu este o greșeală. If she steps on me. Dacă ea mă calcă. And then I release my hand on her. Și apoi eu îmi ridic mâna asupra ei. The problem is not because I was just angry. Problema nu este că o sunt doar nervos. It is because my problem is that, you know what? Let me just be able to add on to this. If a small child. Dacă un copil. Steps on me. Mă calcă. Why don't I react the same? De ce nu reacționez în același fel? Do you know why? Știți de ce? I make a difference. Pentru că fac o diferență. I make a choice. Fac o alegere. She is big. Ea e mare. This is more. Iar acest copil e. She deserves beating. Ea merită bătaie. This one no. Acel copil nu. But the choice is mine. Dar alegerea este a mea. Are you following what I'm talking about? Mă urmăriți? When a big man shouts at you. Când un om mare strigă la tine. You begin to change your face. Începi să schimbi fața. If they are white people, they become red. Dacă sunt oameni albi, vor deveni roșii. If they are black people, their eyes become big. Dacă sunt oameni negri, ochilor vor deveni big, mare. Right? We all make decisions. Toți facem decizii. And as we make these decisions. Și pe măsură ce facem aceste decizii. The Lord says. Domnul spune. You are judged because of your own decisions. Tu ești judecat din cauza alegerilor tale. Is God right? Este Dumnezeu drept? Is he just? Este drept? Because he says, look here. Pentru că el spune, uite. I've put before you. Ți-am pus înainte. Heaven. Cerul. And hell. Și iadul. Choose heaven. Alege viața. Choose heaven. Alege cerul. So that you can be saved. Ca să fii salvat. Don't choose hell. Nu alege iadul. Because you shall be lost. Pentru că o să fii pierdut. Make a choice. Fă o alegere. Joshua says. Iosua a spus. Choose ye this day. Alege astăzi. Whom you shall serve. Alege astăzi cui vrei să-l servi. Choose. Alege. John 3:16. The Lord says. Domnul spune. For God so loved the world. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. That he gave his only begotten son. Că a dat pe singurul său fiu. That whosoever believes in him. Pentru că oricine crede în el. Is our choice. Este alegerea noastră. John 14. Ioan 14. Verse 15. Versetul 15. Jesus Christ says. Iisus Hristos spune. If you love me. Dacă mă iubiți. Keep my commandments. Veți păzi poruncile mele. We decide to love him. Noi decidem să-l iubim. And if we decide not to love him. Dacă decidem să nu-l iubim. It is still our choice. Este de asemenea decizia. I don't know whether this is making sense. Nu știu dacă are logică. Hello, are we still together? Suntem împreună? You make a decision. Tu faci o alegere. And the Lord is saying. Și Domnul spune. I want you to decide today. Vreau ca tu să alegi astăzi. To be my child. Să fii copilul meu. Decide. Decide. That is the decision. That is the joy of God. Aceasta este bucuria Domnului. I was talking to a friend. Vorbeam cu un prieten. And the friend was simply saying, is God making us some cobayes? Și întreba, nu face Dumnezeu cobai? Is he looking at us and he simply says, okay, fine, I'm going to make you like the mouse and I can do whatever I want. Se uite la noi și zice, pot să te fac ca un șoarece și să fac cu tine ca și cu un șoarece. Is God making an experiment? Face un experiment Dumnezeu cu noi? No. Nu. God has already been accused. Dumnezeu deja a fost acuzat. Of being a tyrant. Că este un tiran. Unjust. Nedrept. Unfair. Incorrect. Yea, even evil. Chiar și
scăvind rău. This is the devil who has said that. Diavolul a spus aceste lucruri despre el. But God could not be able to answer the same way. Dar Dumnezeu nu a putut tot răspunde în același fel. He had to answer by love. A trebuit să răspundă prin dragoste. Patience. Cu răbdare. To the extent that he decided to die for man. Până acolo că a decis să moară pentru om. But then he also said. Dar de asemenea el spune. These people. Acești oameni. They are free moral agents. Ei au puterea de decizie liberă. They can decide what they want to be. Pot să decide ce vor să devină. So I'm going to put before them. Așa că o să le pun înainte. Your way, the devil. Calea lui Satana. Okay, your way, the devil. O să le pun calea ta, diavole. And then my way. Și apoi calea mea. And then I'm going to present these two before them. Și o să le arăt aceste două cai. You do what you want. Tu faci ce vrei. I will do what I want. Eu fac ce vreau. You use your law. Tu folosești legea ta. And you use your methods. Și metodele tale. But I will use my methods. Dar eu o să folosesc metodele but mele. I want you to remember this. Dar vreau să te amintești. With this battle that will go on. Că această bătălie care se dă între noi. I want you to remember. Vreau să te amintești. You have no right to force anyone to come after you, Satan. Că nu ai niciun drept să forțezi pe cineva să te urmeze, Satana. And God says, și Dumnezeu spune, I will also not force anyone to follow me. Nici eu nu o să forțez pe nimeni să mă urmeze. Is God just? Este Dumnezeu drept? Is he fair? Este corect? And then the Lord says, și apoi Domnul spune, I will let every man to choose whom he wants. O să las fiecare om să aleagă de partea cui vrea să fie. And the one whom he wants is the one whom he is going to follow. Și acela pe care îl vrea, pe acela îl va urma. What is the world doing today? Ce face astăzi, Domnul? A lot of people are going straight. What is the world doing? Ce face astăzi lumea? It is actually going after the devil. Îl urmează pe Satana. And what is the devil saying? Și ce spune el? You see, I told you, God. Vezi, a spus, Doamne. These people love me. Acești oameni mă iubesc pe mine. And God cannot open a mouth. Și Dumnezeu nu poate să vorbească. And contradicts the devil. Și să-l contrazică pe Satana. Because it's clear. Pentru că e clar. These people love him. Acești oameni îl iubesc. Including the people who are in the church. Inclusiv oamenii din biserică. They also love him. De asemenea îl iubesc. And the Lord cannot open his mouth. Și Dumnezeu nu poate să spună nimic. And the devil says. Și Satana spune. Look here, Lord. Uite, Doamne. I told you. Ți-am spus. These people are mine. Acești oameni sunt ai mei. And the Lord says. Și Dumnezeu spune. The one who comes to your side. Oamenii care vin de partea ta. Is yours. Sunt ai tăi. The one who comes to me, și iar oamenii care vin la mine, is mine. Sunt ai mei. I cannot force them to love me. Nu îi pot forța să mă iubească. I give them the power of choice. Le-am dat puterea deciziei. So that they can choose. Ca să poată alege. So when they choose, și când aleg, their decision is theirs. Decizia este a lor, le aparține. But I have also a part to play. Dar de asemenea am un rol. I've got to show them all my love. Trebuie să le arăt dragostea mea. I love you. Te iubesc, vă iubesc. I give you my son. Vă dau pe fiul meu. He dies in your place. El moare în locul vostru. So that you can follow him. Ca voi să-l puteți urma. He shows you the example. El vă arată exemplu. So that you can walk after him. Ca să puteți să-l urmați. It is your choice. Este alegerea voastră. Choose you this day. Alegeți astăzi. Whom you are going to follow. Pe cine vreți să urmați. Just choose. Dar alegeți. But in this generation, dar în generația aceasta, especially in this last generation, special în această din urmă, as the battle becomes even much more greater, cu cât lupta devine tot mai aprigă, and we are coming to the end, și ajungem la final, Revelation 12, verse 12 says, Apocalipsa 12:12 spune, rejoice ye heavens, bucurați-vă cerurilor, and you that dwell in them, și cei care locuiți în ele, woe unto the inhabitants of earth, și cei care, vai de cei care sunt de pe pământ, for the devil has come down unto you. Pentru că diavolul a venit la voi. Having great wrath. Cuprins de o mânie mare. For he knoweth that he hath just but a short time. Pentru că știe că are puțină vreme. The devil is using all his power. Satana folosește toată puterea. Because he knows his time is short. Pentru că știe că timpul lui este scurt. And the Lord asks the question. Și Domnul pune întrebarea. Who shall be on my side? Cine va fi de partea mea? To finish up this battle. Să terminăm această bătălie. And then I become the winner. Și apoi eu o să ajung învingător. Who shall be on my side? Cine vrea să fie de partea mea? Choose. Alegeți. You come to me. Veniți la mine. I give you life. Vă dau viața. Life eternal. Viața veșnică. You go to the devil. Mergeți la Satana. You are lost forever. Sunteți pierduți pentru totdeauna. Please. Vă rog. I beg you. Vă implor. Come to me. Veniți la mine. You and your children. Voi și copiii voștri. And you shall be saved. Și o să fiți salvați. Behold, I set before you.
Behold, I put before you. Iată. Viața v-am pus înainte. Yeah, I am putting before you life and death. Vă pun înainte viața și moartea. Blessings and curses. Binecuvântări și blesteme. Choose life. Alegeți viața. So that you may be saved. Ca să fiți salvați. You. Voi. And your children. Și copiii voștri. Amen. Amin. This is what the Lord says. Asta spune Dumnezeu. And even today as we are here. Și chiar astăzi când suntem aici. The Lord is still doing the same thing. Dumnezeu face același lucru. He wants you to make a choice. Vrea să faceți o decizie, alegere. And then at the end of it all. Și la finale toate. The devil puts a question. Satana vă întreba. Who are those who keep your commandments? Cine sunt aceia care păstrează poruncile tale? And Christ will rise up and say, Iisus se va ridica și va spune, here are they, aici sunt ei, that keep the commandments, care țin poruncile of God, lui Dumnezeu, and they have the faith of Jesus, și credința lui Iisus, and then the case will be over. Și apoi cazul acesta va fi închis. This is our battle. Aceasta este lupta noastră. This is our journey. Este călătoria noastră. At the end of it all, la finalul ei, Christ has to win and the devil has to lose. Iisus trebuie să câștige și diavolul trebuie să piardă. So what did God do? Deci ce face Dumnezeu? Adam lost it. Adam a pierdut. And then Jesus got it. Și apoi Iisus a reluat. Adam pushed us into sin. Adam pushed us into sin. Ne-a împins către păcat. And Jesus Christ pulled us from sin. Și Iisus Hristos ne-a luat, ne-a tras din păcat. Adam caused us to receive this desire to sin. Adam ne-a făcut ca să avem această dorință către păcat. And then Jesus caused us. Și Iisus ne-a făcut to hate sin and love righteousness. Să urăm păcatul și să iubim neprihănirea. And then he says, look, I'm putting all these things for you to win. Apoi spune, uite, stau aceste lucruri ca să câștigi. And then I ask you a question. Și apoi vă întreb. Lord, but what do you want from me? Doamne, ce vrei de la mine? Do you want my money? Vrei banii mei? And he says, no. Și el spune, nu. All silver and gold are mine. Tot aurul și argintul este al meu. Do you want my cattle? Vrei my cows? Vacile mele. And he says, the cows and the cattle on a thousand hills are mine. Și el spune că nu, toate aceste vaci și corme sunt ale mele. Do you want my beauty? Vrei frumusețea mea? He says no. El spune nu. Even the devil is much more beautiful than anyone on this earth. Spune chiar Satana este mult mai frumos decât oricine de pe pământul acesta. So what do you want from me, Lord? Deci ce vrei de la mine, Doamne? I want to serve you. Vreau să te salvez. Because if you are not going to be with me, pentru că dacă nu vei fi cu mine, you are going to be lost. O să fii pierdut. But I want you to choose. Dar vreau să alegi. We decide not to choose God. Noi de multe ori alegem să nu-L urmăm pe Dumnezeu. When we decide not to choose God, când decidem să nu-L alegem pe Dumnezeu, we have decided to choose the devil. L-am ales pe diavol. How do I know that? De unde știu asta? Matthew 12 verse 30. Matei 12:30. He who is not with me. Cel care nu strânge cu mine. Is against me. Este împotriva mea. He who does not gather together with me. Cel care nu strânge cu mine. He scatters abroad. Risipește. Choose. Alegeți. Listen, my brothers and sisters. Ascultați, frați și surori. Our choices. Alegerile noastre. Mean a lot to God. Înseamnă foarte mult pentru Dumnezeu. Yes, it means our salvation. Înseamnă salvarea noastră. But it actually means a lot to God. Dar înseamnă foarte mult pentru Dumnezeu. Because to God it simply means that here are the people who are ready to listen to my word. Pentru Dumnezeu înseamnă aici sunt oamenii care sunt gata să asculte cuvântul meu. They trust me. Ei au încredere în mine. More than they trust the devil. Mai mult decât au încredere în Satana. I don't know whether you get what I'm trying to say. Nu știu dacă înțelegeți ce vreau să spun. To God our choices matter a lot. Pentru Dumnezeu alegerile noastre contează foarte mult. Because the plan of Jesus Christ, pentru că planul lui Iisus Hristos, was not only to save this earth from sin. Nu a fost doar ca să salveze acest pământ din păcat. Was also to settle the battle between God and the devil. A fost de asemenea să rezolve bătălia dintre Hristos și Satana. In other words, as we are going to be fighting these battles. Cu alte cuvinte, când noi luptăm această luptă, we are actually defending God. De fapt, îl apărăm pe Dumnezeu. Let me tell you something, my brother. Să vă spun ceva, frate și surori. Have you ever discovered that when somebody gossips to you about somebody? Ați observat că atunci când cineva bârfește despre cineva, vă bârfește dumneavoastră? And that person is talking to you.
Și acea persoană vă vorbește. And says all those things about that other person. Toate aceste lucruri despre cea altă persoană. And you are 2-3 people in that place. Și voi sunteți 2-3 oameni acolo. And others say yes, yes, yes. Și ceilalți spun da, 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 e adevărat. You are saying the truth, yes. This is what happens. Așa s-a întâmplat. And one person rises up. Și ce? And one person rises up. O persoană se ridică. And he says, no, guys. Și spune, știți? I think you are representing this person in the false light. Cred că reprezentați această persoană într-o lumină greșită. I don't think this person is exactly like what you think. Nu cred că această persoană este așa cum credeți voi. I think this person is like this, like this, like this. Cred că această persoană este așa și așa. Do you know what normally happens in that discussion? Știți ce se întâmplă în acea discuție? That's the end of the discussion. Este finalul ei. Why? Because somebody has begun to defend the person who is not there. De ce? Pentru că o persoană s-a ridicat să apere persoana care nu era acolo. We are here on this earth. Noi suntem aici pe acest pământ. And there is a battle between Christ and Satan. Și este o bătălie între Hristos și Satan. And we are here to defend the Lord in this territory where the devil is the prince of this world. Și noi suntem aici să-L apărăm pe Dumnezeu care este prințul universului. I don't know whether you hear what I'm talking about. Nu știu dacă m-auziți și on this earth we are busy defending the character of God. Pe acest pământ noi suntem ocupați apărând numele lui Dumnezeu. How do we defend it? Cum îl apărăm? Do we take up arms? Luăm arme? And then we go and fight? Și mergem și ne luptăm? Ephesians chapter 6 verse 12. Efeseni 6 cu 12. We wrestle not against flesh and blood. Ephesians chapter 6. Ne luptăm cu împotriva carnii și a sângelui. But we wrestle against the principalities and the powers of darkness. Și cu împărățiile întunericului. And in other words, we cannot be able to take up arms. Deci nu putem lua arme. And we fight the battles. Să luptăm lupta. How do we fight the battles of God? Cum luptăm bătăliile Domnului? We use His word. Folosim cuvântul Lui. We live according to His word. Trăim conform Bibliei. Christ comes in us. Iisus vine în noi. Who is the hope of glory? Care este nădejdea slavei. And then we represent Him. Și apoi îl reprezentăm. Before the whole world. Înaintea întregii lumi. And then when the people shall see Christ in us. Și când oamenii îl vor vedea pe Hristos în noi. And they shall begin to say. O să înceapă să spună. Give me that Christ. Dă-mi-l pe acel Iisus. Am I saying something here? Spun ceva? You understand what I'm talking about? Is it true this is going to happen? Este adevărat asta se va întâmpla? Before Jesus Christ comes. Înainte ca Iisus să vină. There is something that is going to happen. O să se întâmple ceva. Revelation chapter 18 verse 1. Apocalipsa 8:1. And I saw another angel coming down from heaven. Și am văzut un alt înger coborând din cer. Great power. Având o mare putere. And the earth was lightened with his glory. Și pământul a fost luminat de slava lui. What does that mean? Ce înseamnă acest lucru? This is talking about the character of Jesus Christ. Este vorba despre caracterul lui Isus. Being reflected in his people. Care este reflectat în oamenii săi. Because we are his messengers. Pentru că noi suntem mesagerii lui. We become his, the ones who are sent. Angelos, angel. Noi suntem cei care trimitem mesajul. And so we have been sent by God. Am fost trimiși de Dumnezeu. In Galatians chapter 4. În Galateni capitolul 4. Verses 14. Versetul 14. Paul says. Pavel spune. You know what? You did not despise me. You did not despise me. Nu m-ați desprețuit. Nu m-a desprețuit. But you received me like an angel of Christ. Și primiți-mă ca un înger al lui Isus. Like a messenger of Christ. Ca un mesager al lui Isus. And so what are we doing, my brother, my sister? Deci ce facem noi, frate, surori? 2 Corinthians chapter 5 verse 20. 2 Corinteni 5 cu 20. We are the ambassadors of Christ. Noi suntem ambasadorii lui Hristos. As though Christ was speaking, as though God was speaking to us. Când Dumnezeu ne vorbește nouă. Be ye reconciled to God. Să fim împăcați cu Dumnezeu. So, this is our duty. Aceasta este datoria noastră. I've lost you. V-am pierdut. Are you still together with me? Sunteți încă împreună cu mine? We are the ambassadors of Christ. Noi suntem ambasadorii lui. So God is simply saying. Deci Dumnezeu spune. Diana, I want you to be my ambassador. Diana, vreau să fii ambasadorul meu. But to who, Lord? Dar cui, Doamne? To those people around you. Acelor oameni din jurul tău. To Diana. To Diana, to Simona, Simonei, to all the other people around you.
tuturor celorlalți oameni. I want you to become my ambassador. Vreau să devii ambasadorul meu. You represent me before them. Mă reprezinți pe mine înaintea lor. When they speak the wrong things, când vorbesc lucruri greșite, you speak the right things. Tu trebuie să le spui pe cele corecte. When they dress the wrong way, când se îmbracă greșit, you dress the right way. Tu trebuie să îmbraci cum trebuie. When they look at the wrong things, când se uită la lucruri greșite, you look at the right things. Tu trebuie să te uiți la lucrurile bune. Because you are representing me before them. Pentru că tu mă reprezinți pe mine înaintea lor. Are you following me, my brother? Sisters, we are the ambassadors of Christ. So by the end of this world, as the three angels' message is going to be preached, what is this three angels' message that is going to be preached? Fear God, give glory to Him, the hour of His judgment is come, worship Him, who made the heaven, the earth, the sea, and all that in the fountains of water. Preach this gospel. How do I preach, Lord? Cum predic eu, Doamne? Give glory to God. Dă-i slavă lui Dumnezeu. How do I give glory? Cum îi dau slavă? By reflecting the character of God in us. Reflectând caracterul lui în noi. Amin. Reflecting His character in us. Reflectând caracterul lui. So what do we do, Lord? Deci ce trebuie să facem, Doamne? I saw an angel, a mighty angel. Am văzut un înger puternic. Coming down from heaven. Coborând din cer. Having great power. Având o mare putere. And the earth was lightened with His glory. Și pământul s-a luminat de slava Lui. What is the glory? Care este această slavă? It is the character. Este caracterul. The character of who? Caracterul cui? Of Jesus Christ. Al lui Iisus Hristos. Matthew chapter 5:16. Matei 5:16. Let your light so shine before men. Lăsați ca lumina voastră să lumineze înaintea oamenilor. That they may see your good works. Ca ei să vadă faptele voastre bune. And then they glorify your Father which is in heaven. Să dea slavă Tatălui din cer. Amen. Amin. How do they give glory to God? Cum îi dau ei slavă lui Dumnezeu? They are looking at you. Se uită la tine. The ambassador of Christ. Ambasadorii lui Isus. The defender of Jesus Christ. Apărătorii lui Isus. And when they see you, și când te văd, they ask you, te întreabă, why are you different from us? De ce ești diferit de noi? Why do you dress different from us? De ce te îmbraci diferit? Why do you eat differently from us? De ce mănânci diferit? Why do you speak differently from us? De ce vorbești diferit? Why are you so special? De ce ești așa de special? And the answer should be, și răspunsul ar trebui să fie, I am an ambassador of Jesus Christ. Eu sunt un ambasador al lui Iisus Hristos. Amen, my friends. Amin. I am an ambassador of Christ. Eu sunt un ambasador al lui Iisus. And I cannot be anything else but to represent Christ. Și nu pot să fiu nimic altceva decât să le prezint pe Iisus. So my greatest joy, deci bucuria mea cea mare, is to live for Christ. Este să trăiesc pentru Dumnezeu. When the other people sing the songs of the world, când ceilalți oameni cântă cântările lumii, I'll still cling to the old rugged cross. Eu încă o să mă agăț de acea cruce. I'll talk about heaven. O să vorbesc despre cer. Where Jesus Christ is going to be. Unde Iisus Hristos. Jesus Christ is whom I love. Is the one whom I love. Iisus Hristos este cel pe care îl iubesc. So my greatest joy, deci bucuria mea cea mare, is to talk about heaven. Este să vorbesc despre cer. Can I tell you the truth about me? Pot să vă spun adevărul despre mine? Let me tell you something, my brothers and sisters. Vă spun ceva, frați și surori. There are some times, sunt anumite perioade, that my heart aches. My heart pains. Când inima mă doare. When I look at our church, când mă uit în biserică, and I see it going down, și o văd mergând în jos, and I see it is going down seriously, și văd că merge în jos în mod serios, I look at the relationship between the children and their parents, mă uit la relația dintre copii și părinți, I see that it is gone, văd că e pierdută. I look at the children in the church, mă uit la copiii din biserică, as the parents are bringing in their food to the church to feed their children before the pulpit. Văzând că părinții le aduc mâncare în biserică să mănânce înaintea amvonului. When I look at the parents bringing the toys into the church. Când văd că părinții aduc jucării în biserică. And the children are busy enjoying themselves there. Și copiii sunt ocupați să se joace acolo. When their children are busy running up and down in the church. Copiii aleargă în biserică. And when I look at that and the parents say nothing about it. Și când mă uit la asta și părinții nu spun nimic. I ask myself, where are we going? Mă întreb, unde mergem? Why is it that God is silent? De ce tace Dumnezeu? My brothers, my sisters. Frați și surori. There is coming a time. Vine timpul. When God shall open His mouth. Când Dumnezeu va deschide gura. And everyone's mouth shall be closed. Și everyone's mouth shall be closed. Și orice gură va tăcea. But during this time. Dar în acest timp. Do you know what the Lord says? Știți ce spune Dumnezeu? He says, "Where is my ambassador?"
întreabă unde sunt ambasadorii mei. People are making noise in the church. Oamenii care fac gălăgie în biserică. There are people who are making noise in the church. Sunt oameni care fac gălăgie. Where is my ambassador? Unde sunt ambasadorii mei? To represent me before them. Care să mă reprezinte înaintea lor. Who is that person who is going to have the holy anger? Unde este acea persoană care o să aibă o mânie sfântă? Who is going to stop? Care să oprească? The wiles of the devil that are coming into the church. Lucrurile diavolului care intră în biserică. Who is mine? Cine este al meu? Who is on my side? Cine e de partea mea? Who shall defend me? Cine o să mă apere? As my name is actually going to be blasphemed among the pagans. În timp ce numele meu este blasfemiat printre păgâni. There is somebody who is supposed to be rising up the flag of Prince Emmanuel. Cineva trebuie să ridice steagul Prințului Emmanuel. Which is written the commandments of God. Pe care sunt scrise poruncile lui Dumnezeu. And the faith of Jesus. Și credința lui Isus. Who is going to be on my side? Cine va fi de partea mea? You know, this is the greatest question of heaven. Aceasta este marea întrebare a cerului. It has nothing to do with your money. N-are nimic de a face cu banii. It has nothing to do with your name. N-are nimic de a face cu numele tău. You know, today we love people with money. Astăzi noi iubim oamenii care au bani. Because that's what we want. Pentru că asta ne dorim. We forget that what the Lord is looking for is the people who have the character of Jesus Christ. Uităm că ceea ce caută Dumnezeu este oameni cu caracter ca al lui Isus. My brothers, my sisters. Frați și surori. Let's go home. Haideți să mergem acasă. Christ is looking for us. Isus ne caută. His greatest desire is to see you and me in heaven. Dorința lui cea mare este să te vadă pe tine și pe mine în cer. When the man sinned. Când omul a păcătuit, the angels wept. Îngerii au plâns. There was no more music in heaven. N-a mai fost muzică în cer. Just because the man had sinned. Doar pentru că omul a păcătuit. The plan of salvation was put in place. Planul salvării a intervenit. And Jesus Christ. Și Isus Hristos. Announcing to his angels. I-a anunțat pe îngeri. He told them. Le-a spus, look here, I'm going to die for these people. Uite, o să mor pentru acești oameni. I will die for these people. O să mor pentru ei. Because the wages of sin is death. Pentru că plata păcatului este moartea. I will die for them. O să mor pentru ei. The angels lifted up their hands and they said, ungerii au ridicat mâinile și au spus, please, master. Te rugăm, stăpâne. Send, do not go there. Nu merge acolo. Allow us to go. Lasă-mă pe mine să merg. We would want to die for men. Noi am vrea să murim pentru om. And the Lord replies. Și Domnul răspunde. The sin is so great. Păcatul este atât de mare. There is no blood of an angel that can redeem the man. Încât sângele unui înger nu-l poate răscumpăra pe om. There is a need of the blood of God. Este nevoie de sângele lui Dumnezeu. The life giver. De cel care își dă viața. The one who has life. Cel care are viața. He is the one who can give life. Cel care poate da viața. He is the only one who can give life. El este singurul care poate da so, viață. You can't go. Deci nu poți merge. And the angels bow down. Și îngerii se apleacă. And they accepted the plan of salvation. Și acceptă planul mântuirii. You know, I was reading this, my brother, my sister. Citeam aceste lucruri. And I discovered the discussion between Christ and the angels. Și am văzut discuțiile dintre Hristos și îngeri. The angels said. Îngerii au spus. I mean, when they kept quiet. Când au tăcut. Jesus Christ continued to say. Isus a continuat să spună. Look here, I'll go down. Eu o să cobor. They are going to beat me up. O să mă bată. They are going to spit on my face. O să mă scuipe. And then from then on I'm going to die. Și apoi o să mor. The third day I'm going to rise up again. Iar în a treia zi mă voi învia. And then salvation shall be given to everyone. Și salvarea va putea fi dată tuturor. But can I tell you this? Dar pot să vă spun ceva? A lot of the people. Mulți oameni shall not accept me. Nu vor accepta. But only few people shall accept me. Doar câteva oameni mă vor accepta. But it's worth it. Dar merită. It is important. Este important. Let me do it. So, o voi face. Finally the angels accepted. În sfârșit îngerii acceptă. They picked up their harps. Își iau harpele. And they began to play. Și încep să cânte. This is the reason why. Acesta este motivul pentru care. When Christ was actually going to the cross. În momentul în care Iisus a mers la cruce, the angels watched everything. Îngerii au privit totul. They followed every step of the way. Au urmat fiecare pas. And they saw how the devil was taunting and blaspheming Jesus Christ. Și au văzut cum Satana îl tortura și îl blestema pe Iisus Hristos. And they looked at the people created in the image of God. Și s-au uitat la oamenii care au fost creați după chipul lui Dumnezeu. Who were actually spitting on his face. Care îl scripau în față. You know what I read, my brother, my sister? Știți ce am citit, frate și surori? I discovered that there were angels. Erau îngeri. Who were prepared to come and destroy this world.
care erau pregătiți să vină și să distrugă această lume. When they were beginning to move. Când au început să se miște. The commanding angel said stop. Îngerul comandant a spus stop. He said stop. Opriți-vă. You do not have to disturb the plan of salvation. Voi nu trebuie să împiedicați planul salvării. And so Jesus Christ was beaten. Așa că Iisus Hristos a fost bătut. Put on the cross. Pus pe cruce. Then he began to speak. Și apoi el a vorbit. He said, "Forgive them." A spus, iartă-i. For they do not know what they do. Căci nu știu ce fac. What was the reason? Care a fost motivul? Can I tell you this, my brother, my sister? Să vă spun asta? When Christ got to the cross, când Iisus a fost la cruce, that was the time that the angels of heaven understood. Oh, now we know the devil is a liar and is a killer and is a murderer. Atunci a fost momentul în care îngerul a spus, oh, acum știu, Satana este un mincinos și un criminal. But as for us, dar pentru noi, we shall serve God. Noi trebuie să servim pe Dumnezeu. Listen, my brother, my sister. Ascultați, frate și surori. I want you to understand this thing. Vreau să înțelegem această scenă. Now the issue is remaining with us. The issue is remaining with us. The issue is now remaining on acum, our side. Acum problema asta rămâne de partea noastră. Christ has died. Iisus a murit. He has resurrected. And where is he? Talk to me. Where is Jesus Christ today? He is in heaven. On the right hand side of the Father. What is he doing? Mediating us. Mediating for us. But as he is there, dar pe măsură, why este, is it that the devil is not yet destroyed? Satana încă nu este distrus. It is because the atonement did not end at the cross. De ce nu este Satana încă distrus? Pentru că ispășirea did not end at the cross. Nu s-a terminat la cruce. It is still going on until today. Continuă și astăzi. My brothers and my sisters. Frați și surori. Why is Christ not yet here? De ce nu este încă Iisus aici? It is because we have not yet reflected the image of Jesus Christ. Pentru că încă nu am reflectat caracterul lui. Jesus Christ is our savior. Iisus Hristos este salvatorul nostru. I want to say in this evening. Vreau să spun în această seară. The desire of Christ. Dorința lui Iisus. Is to see himself reflected in us. Este să vadă caracterul lui reflectat în noi. Jesus Christ himself, what he did is this. He said, I am going to love righteousness and hate sin. El vrea să ajungem la acel punct în care spunem că Christ said, I love righteousness spune, iubesc, neprihănirea, and I hate sin. Și urăsc păcatul. And he's looking for the people who will say, și caută oameni care să spună, we love righteousness, iubim neprihănirea, and we hate sin. Și urăm păcatul. My brothers, my sisters, dragi surori, what are we doing this night? Ce facem noi în această what noapte? Is our decision tonight? Care este decizia noastră în această seară? To follow God, să-L urmăm pe Dumnezeu, and be on his side, și să fim de partea Lui, and keep his commandments, și să păzim poruncile Lui. What does it mean to keep the commandments? Ce înseamnă să păzești poruncile Lui? It means not breaking them. Înseamnă să nu le calci. If we don't break them, dacă nu încalci poruncile, it means that the Lord makes us righteous. Înseamnă că Dumnezeu ne face neprihăniți. But can we do that without Christ? Dar putem face asta fără Hristos? The answer is no. Răspunsul este nu. Tomorrow we'll deal with this thing. Mâine vom continua cu asta. As we will be dealing with the issue of saying now, where are we and what shall we do? Vom studia despre unde suntem acum și ce trebuie să facem. What does the Lord require from us? Ce cere Dumnezeu de la noi? When I looked at the program, când mă uit în program, I discovered that early in the morning I'm going to be here again. Am văzut că dimineața trebuie să fiu aici din nou. So by 7 o'clock. Deci la ora 7. I'm going to be together with you. O să fiu împreună cu voi. Whoever is going to be here. Oricine va fi aici. We just want to deal with this issue because I want to finish up my side. O să vreau să termin această parte. And simply be able to say this one, my sister. Să spun asta, frate și surori. When everything is said and done. When everything is said and done. Când totul este spus și terminat. You and me. Tu și cu mine. We have got to be found. Să fim găsiți at the sea of glass, la barea de cristal, at the right hand side of God, la dreapta lui Dumnezeu, where we are going to rejoice with him, unde ne vom bucura împreună cu el, forevermore, pentru totdeauna. My brothers, my sisters, frați și surori, allow me to read this statement before we can pray. Dați-mi voie să citim acest paragraf înainte să încheiem. It is from the book Messages to Young People 114. Este din cartea Soli către tineret, pagina 114. And may I read it together with you? Shall we? Hello, shall we read together? O să citim împreună. Let me read this one together with you. Messages to Young People. Soli către tineret.
Pages 114. Pagina 114. Paragraph 2. Paragraful 2. I wanted to look at this. Vreau să ne uităm. It says sanctification. I'm going to paragraph 2. Sfințirea. Sanctification is a daily work. Este o lucrare zilnică. Let none deceive themselves. Să nu vă lăsați înșelați. With the belief that God will pardon and bless them while they are trampling upon one of his requirements. Crezând că Dumnezeu vă va ierta și binecuvânta în timp ce voi călcați vreuna din poruncile sale. Don't be deceived. Nu fiți înșelați. Somebody will tell you, you are going to be blessed even though you sin. Dacă cineva spune, o să fii binecuvântat chiar dacă păcătuiești. Don't be deceived. Nu fi înșelat. It goes on to say, continuă, the willful commission of a non-sin. Îngăbățânarea și persistarea într-un păcat. Silences the witnessing voice of the Spirit. Reduce vocea mustrătoare a Spiritului Sfânt. And separates the soul from God. Separând sufletul de Dumnezeu. Every sin, fiecare păcat, that we commit willfully, pe care noi îl facem în mod conștient, silences the voice of the Holy Spirit. Împiedică vocea lui Dumnezeu. It actually silences it. O reduce. It will actually cause God to be quiet. Să-l facă pe Dumnezeu să tacă. He will actually say, I wanted to help him, but he did not want. Am vrut să te ajut, dar tu nu ai vrut. He did not want. Tu nu ai vrut. So, this silences him. Deci, aceasta îl aduce la tăcere. Every non-sin. Orice păcat cunoscut. Can I explain this? Poți să explic asta? What does this mean? Ce înseamnă acest lucru? David, come here. David, haide aici. What does this mean? Ce înseamnă? It simply means this. Înseamnă următorul lucru. The Holy Spirit says to David. Duhul Sfânt îi spune lui David. 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 I don't want you to sin. Nu vreau să păcătuiești. Sin is the breaking of the law. Păcatul înseamnă călcarea legii. Sin breaks the heart of Christ. Păcatul îi rănește inima lui Isus. Christ has died for you, David. Isus a murit pentru tine, David. So that you don't sin again. Pentru ca tu să nu mai păcătuiești. Please don't sin. Te rog, nu păcătui. That's the voice of the Holy Spirit. Aceasta este vocea Duhului Sfânt. Speaking to you. Vorbindu-ți. But before he speaks to you. Dar înainte să-ți vorbească. He shows you what sin is. Îți arată ce este păcatul. And when he shows you what the sin is. Și când îți arată ce este păcatul. He expects you to choose God. El se așteaptă ca tu să-L alegi pe Dumnezeu. And accept him. Și să-L accepti. And when you do that. Și când faci asta, then the Holy Spirit will continue to work in you. Duhul Sfânt va continua să lucreze în tine. I want you to come home. Vreau să vii acasă. Your father has prepared a beautiful place for you. Tatăl a pregătit un loc foarte frumos pentru tine. That's all that the Holy Spirit can do. Asta doar atât poate face Duhul Sfânt. He cannot be able to strangle you for you to listen to him. Nu poate să te forțeze să îl asculți. He actually comes to you and he whispers. Dar vine și șoptește. My son. Fiule. I want you at my right hand. Vreau să fii la în mâna mea dreaptă. And the devil on the other side. Și Satana de cealaltă parte. Calls David. Îl cheamă pe David. And he says, please come to me. Și spune, te rog, vino la mine. I'll give you joy. O să-ți dau bucurie. I'll give you interesting things. O să-ți dau lucruri interesante. Of course you lose heaven, but that's not important. Normal că o să pierzi cerul, dar nu important. But you're going to enjoy your life now. Dar o să te bucuri de viața acum. Who knows, maybe heaven is not there. Cine știe, poate cerul nici nu există. Listen to me. Ascultă-mă. God cannot lie. Dumnezeu nu poate minți. But the devil can lie. Dar diavolul da. The devil has an advantage over God. Deci diavolul are un avantaj față de Dumnezeu. Because he can also lie and say the truth at the same time. Pentru că el poate și să mintă și să spună adevărul. Do you get what I'm talking about? Înțelegeți? But God can only use the truth. Dar Dumnezeu poate folosi doar adevărul. And the Holy Spirit is known as the Spirit of Truth. Și Duhul Sfânt este cunoscut ca Duhul adevărului. And so he says, my son, please. Și spune, fiule, te rog. Don't sin. Nu păcătui. And then he says to the Holy Spirit. Și apoi el spune Duhului Sfânt. I will sin. O să păcătuiesc. What are you going to do to me? Ce o să-mi faci? I will sin. O să păcătuiesc. I will go to the devil. O să merg la Satana. I will enjoy my life. Și o să mă bucur de viață. And there I'm going to be. Acolo o să. What will the Holy Spirit do? Ce o să facă Duhul Sfânt? He says, please. Te rog. Please. Spune el, te rog. Please. Te rog. Please. Te rog. Please. Te rog. Please. Te rog. Until finally the voice of the Holy Spirit is silenced. Până când vocea lui Duhului Sfânt este foarte adusă la tăcere. And then he goes away.
Și apoi pleacă. When he goes away, atunci când pleacă, it's impossible for him to come back. Este imposibil ca să se întoarcă. This is known as the sin against the Holy Spirit. Acesta este numit păcatul împotriva Duhului Sfânt. So every willful sin, deci orice păcat făcut cu voință și dacă continui să-l faci. Now this is what silences the voice of the Holy Spirit. Așa ajungi să aduci la tăcere vocea lui Duhului Sfânt. My brother, my sisters. Frate, surori. Thank you very much, David. Mulțumesc, David. In these 2 minutes. În aceste 2 minute. Listen to what it says. Să vedem ce spune mai departe. It says that the sin separates the soul from God. Spune că păcatul separă sufletul de Dumnezeu. Whatever may be the ecstasies of religious feeling. Chiar dacă aveți un intens sentiment religios, Jesus cannot abide in the heart that degrades the divine law. Iisus nu poate rămâne într-o inimă care discreditează legea divină. My brothers, my sisters. For heaven. Pregătește-ne, te rugăm, pentru cer. In Christ Jesus' name we pray. În numele lui Iisus ne rugăm. Amen. Amen.